În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru că sunteți puțin tei, trageți-vă mai în față, să fiți atenți. Iubiți credincioși, ca în fiecare an și ca întotdeauna, deci postul Sfinților Apostoli este o perioadă a postului de vară, care împins de pascalie poate fi mai lung sau mai scurt, iar ca el să nu poată fi desfințat, Biserica Ortodoxă a rânduit ca cel mai scurt să fie de 3 zile, de simbolul Sfintei Trei. Nu esența postului în sine contează, pentru că noi trebuie să fim într-un post permanent. Postul nostru trebuie să fie comportamentul, educația, îmbrăcămintea, vorbirea, faptele și așa mai departe. În schimb, când este vorba de postul de bucate, despre care nu stăm să amintim, este abținerea de anumite alimente, deci cele de origine animală, și rămânem cu cele de origine vegetală. Dar acest post a avut un scop cu totul aparte. Deci n-a avut un scop de a-l pune pe om la mari cazne. Deci nu este un post cum este postul Paștelui, deci cel care este aspru și sever, fără ulei, cu puține dezlegări. Nu este ca cel de la Sfânta Marie, care este rupt din postul Paștelui. Ci este un post simbol, este un post care cinstește prin jertfa lui ce? Moartea a 2 mari apostoli. Apostolul Pavel, deci care a fost cu capul tăiat, dar martiriul lui a fost pentru dreapta credință, și o să vedeți imediat câteva repere biografice, și apostolul Petru, care moare martirizat pe cruce ca Mântuitorul, dar cu capul în jos, spre deosebire de Sfântul Andrei, care ați văzut și el, pentru cinstea patimilor Mântuitorului, preferă să fie ucis și răstignit cum în forma de X. De aceea să-și poartă denumirea crucii, crucea Sfântului Andrei. Deci nu o cruce perfect normală, ci un X deschis. De ce v-am amintit lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că faptele lor și modul lor de a propovădui credința creștină sunt motivul pentru care Biserica, de a-i trece cu însemnătate în calendar, a rânduit aceste zile de post, tocmai ca noi să ne aducem aminte că începutul Bisericii este unul apostolesc și sobornicesc. De aceea și spunem în crezul de mărturisire ortodoxă și într-una sfântă apostolească și sobornicească Biserică. Ce trebuie să știm noi în câteva idei? Petru este din Betsaida Galilei și e frate cu Andrei. Ce era? Un pescar, un om însurat, a avut și o soacră, când a fost bolnav, a profitat de bunătatea Mântuitorului și de blândețea lui și de dragostea lui și în calitate de ucenic l-a adus la casa lor, a pus mâna pe ea și a lăsat-o frigurile. Ce putem ști de Petru? Ca om a avut scăpări, în sensul că a fost și el umil și încercat, cum a spus Mântuitorul, Satana cere sufletele voastre să le treacă prin sită. Și trebuie, de aceea și spune Sfânta Scriptură, că Mântuitorul a rostit aceste cuvinte: cel ce stă să ia aminte să nu cadă. Petru, în înălțimea minții lui sau în lucrarea minții lui, a reușit de câteva ori să aibă un zel de credință pe care îl facem și noi ortodoxi. Și părinte, dacă dă Dumnezeu, nu mai greșesc niciodată, totdeauna am să fiu fresh. Ei, și Petru a spus: Doamne, cu tine până la moarte. Ei, la acest cuvânt, cu tine până la moarte, și Mântuitorul i-a spus: mai înainte de a cânta cocoșul de 3 ori, te vei lepăda de mine. Deci, în momentul în care, în miezul nopții, Ana și Caiafa puneau la cale procesul fals al Mântuitorului și răstignirea lui, doar pentru simplu fapt că era mai bine să moară un om decât tot neamul, Petru stătea în curtea pardosită cu pietre la gavata și, recunoscut de o slujnică, face cele 3 lepădări, bineînțeles, și rechemarea la apostolie, pentru că Mântuitorul s-a adresat în mod deosebit lui Petru atunci când a spus: spuneți ucenicilor și lui Petru că ne vom întâlni în Galileea. Voi veni în Galileea. Și iarăși, într-un alt loc, spune așa:
Petre, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica, nu referindu-se la Petru ca om, nu referindu-se la Petru ca persoană, ci ca apostol și de ce le ia ca vechime, pentru că este printre primii chemați. Petru vine prin Andrei la Hristos, dar din pescar de pești l-a făcut pescar de oameni. Și tot Petru este cel care spune celebrele cuvinte: Doamne, Tu știi toate, știi cât Te iubesc. Așa și noi. Noi pe toate le știm, dar știm și cât trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că El știe cel mai bine cât îl putem iubi. Noi, tehnic și practic, niciodată nu cădem pe aceeași concordanță. Ni se pare că ne-am rugat de ajuns, dar nu-i de ajuns. Ni se pare că am postit de ajuns, dar nu-i de ajuns. Ni se pare că suntem sfinți, dar nu chiar suntem sfinți. Și cum vă spuneam la Duminica tuturor sfinților, prima categorie și cea mai însemnată în ceata dumnezeieștilor cete cerești este ceata sfinților apostoli, primii ucenici ai Mântuitorului și cei mai apropiați ai Lui. Datorită lor avem interpretarea crezului ortodox, așa se cheamă, simbol apostolic Niceu Constantinopolitan, început și desăvârșit după erezia lui Arie și apoi după a doua erezie la Sinodul Ecumenic, când se legau de Dumnezeirea Duhului Sfânt și s-a întregit prin Grigore Teologul și ultimele articole ale crezului. Ce știm? Că ne-a mai rămas Constituțiile Apostolice, știm că avem un Sinod Apostolic, știm că avem niște învățături și niște canoane apostolice. De ce? Și apostolii, la rândul lor, când au creat biserica ca organism viu, administrativ, ca organism nu numai spiritual, căci cap al bisericii e Hristos, deci s-au stabilit niște reguli precise și fixe. Pavel, celălalt apostol, nu are absolut nicio treabă cu cei 12 apostoli. Pavel este apostolul neamurilor și este chemat prin misiune și viziune dumnezească. Ca să vă dau o interpretare mai simplă și pe înțelesul vostru, chiar în apostolul care s-a citit astăzi, chiar am atent când s-a citit, cred că Pavel spune așa: nu mi-este a mă lăuda în slăbiciunile mele, dar am cunoscut un om răpit până la al treilea cer, care a auzit cuvinte nevorbite și lucruri nepovestite, așa, și apoi vorbește despre el și despre neputința lui, arătând că dintr-un om păcătos și de rând, dintr-un om obișnuit, un om cu porniri aprige, pentru că el mai ucidea pe creștini, își îndeplinea misiunea cu râvnă și credea că această sectă a creștinismului, a creștinilor în Hristos, este ceva nou și trebuie stârpit, abia în drumul Damascului, folosindu-se Hristos de inima și de inteligența lui, l-a convertit și se pare că într-o acea lumină, deci se pare că într-o acea lumină, Pavel n-a auzit numai cuvintele: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Sau greu ți este să lovești cu piciorul în țepușă? Ci se pare că a fost răpit să vadă cerul, să vadă raiul, să vadă ce este dincolo de noi. Și atunci aceea l-a convertit definitiv la creștinism. Nimeni nu poate ști ce s-a întâmplat cu Pavel atunci când a fost învăluit în acea lumină dumnezească în drumul Damascului. Aia, după Sfântul Gheorghe Arselăitul, Filocalea 6, trupul poate rămâne pe pământ, dar mintea poate pleca în cer. Le spune în Filocalie, așa să și exprimă, că trupul poate să joace draci fotbal cu el, dar mintea e în cer la rugăciune. Deci nu are treabă omul care este răpit în această viziune dumnezeiască. Apostolul Pavel a avut călătorii misionare 3. Toate au început în jurul anului de la 48 până pe la 56-58. N-am exact data fiecărora, deși mi-au trecut prin minte, dar nu le-am fixat. Dar în aceste călătorii misionare s-au ocupat de 3 lucruri. De propovăduirea Evangheliei lui Hristos, de hirotonia de preoți în biserici, de așezarea ucenicilor și a discipolilor pentru crearea acestui teritoriu pământesc al bisericii, deci teritorial, și mai mult decât atât a pătimit și multe încercări. Și ați văzut că sunt consemnate în apostolul de azi. Și să se scufunde cu corabia și bătut cu toiege și închis în temniță. Dar spre deosebire, de Petru, Petru a fost eliberat de înger din temniță.
În schimb, Pavel a fost eliberat de Hristos să fie stăpân al tuturor popoarelor. De aceea Petrețuția spune așa, când spui Pavel, spui Mediterana, Balcanii noștri se datorează acestei mari trăiri și acestei mari propovăduiri a Apostolului Pavel. Deci noi ne-am bucurat de misiunea Apostolului Pavel în sudul Balcanilor la noi și mai mult prin ostașii romani care au venit în războaiele romane și mai mult prin misiunea făcută de Sfinții Apostoli, pentru că Andrei, fratele lui Petru, s-a sălășluit până la gurile Dunării, deci până la Caucazul de azi al Rusiei, după cum se spune, după alte scrieri și descoperiri, și nu mai mult mai nou, că și Apostolul Filip a avut misiune în zonele noastre aici, în Știția Minoră, la Dobrogea. De ce v-am amintit aceste lucruri? Ca să înțelegeți că acești doi apostoli n-au fost doi apostoli are care, s-a trecut vremea lor, a trecut timpul și s-a uitat. Nu. Biserica cinstește cu deosebită cuvioșie și pioșenie numele acestea două, pentru că ei nu sunt altceva decât duhovnici între apostoli, prin faptul că au avut și puterea cuvântului, și puterea mărturisirii, și au primit și martirajul când coborau de la schimbarea de la față din Tabor. Ioan și Iacov au cerut locul de-a stânga și din dreapta, fiii lui Zevedei, alți doi apostoli, Ioan Evanghelistul și Iacob, celălalt apostol, fiul al lui Zevedei. Și Mântuitorul a spus, locul din stânga și din dreapta nu este mie, da, dar botezul cu care mă botez eu și paharul pe care îl beau eu, voi nu-l puteți bea. Și el spus, ba da, putem și noi bea paharul cu care bei tu și cu care te botez. Adică au avut părtășie cu Euharistia, au avut părtășie cu mucenicia, ceea ce înseamnă vărsarea sângelui, dar nu pot avea părtășie cu dumnezeirea. Ei sunt îndumnezeiți, nu Dumnezei. Toți sunteți fii ai Celui Preanalt după har, nu după ființă. Deci și noi, la rândul nostru, putem prelua de la Sfinții Apostoli trei argumente puternice. 1. Statornicia dreptei credinței, adică învățătura direct din gura Mântuitorului, de aceea există epistolele Apostolului Pavel, 14, de aceea există 1 și 2 Petru, are și el niște învățături, două epistole, dar mai mult decât atât sunt cei mai apropiați de învățătura Bisericii care a rămas până în zilele noastre și pot certifica adevărul direct din gura lui Hristos. Evanghelia apocrife sau scriere apocrife sau gnostice s-au mai găsit. Dar epistolele Apostolului Pavel rămân cu desăvârșire repere morale și conduită socială pentru toate veacurile și toate timpurile până în zilele noastre. Oricând citești epistolele Apostolului Pavel, sunt actuale și sunt concrete. Oricând citești epistolele și învățăturile Sfântului Petru, sunt actuale și concrete. Deci nu putem vorbi de o scriere istorică. A scris cineva o scrisoare, a lăsat-o și noi ne amintim de ea. Nu. Sunt morale și la obiect. Adică sunt de conduită prezentă în orice timp. De aceea să-și face cunoscută prezența Duhului Sfânt în scrieri, pentru că ele au în ele trecut, adică existența lor istorică, prezentul învățăturii care este permanent necesar și obligatoriu, dar mai mult decât atât, ele sunt și pentru viitor la fel de morale și existente. Pavel a sfârșit cu capul tăiat și spune în Vețile Sfinți, că amândoi au pătimit la 29 iunie, spune că capul a sărit de 3 ori, și s-a format 3 izvoare și a mers singur în mâna unei creștine. Mai mult decât atât, apostolii sunt primii ucenici ai Mântuitorului care au dat continuarea puterii bisericii prin punerea mâinilor, așa spunem, faptele apostolilor, și au hirotonit preoți, diaconi și episcopi. Asta nu ne interesează, nu ne băgăm ține de disciplina și de rânduiala când va fi predică despre acest subiect, dar trebuie să știm că pe lângă cei doi apostoli au mai fost cei 12 apostoli ucenici ai Mântuitorului și cei 70 de apostoli.
Evanghelia este scrisă de 2 din cei 70 și de 2 din cei 12. De ce lucrul acesta? Ca să se vadă distanța scrierii și concordanța scrierii. Deși au fost scrise în timpuri diferite, au aceeași esență, deși au fost scrise în timpuri diferite, au aceeași continuitate, aceeași înșiurire, aceeași valoare, aceeași transmisiune spirituală și același mesaj divin pentru toate timpurile și toate vremurile și toate neamurile. Eu v-aș spune foarte multe. Viețile Sfinților vi recomand să le citiți acasă. Nu facem minuni, nu povestim minuni în biserică. Dar aș putea să vă spun că Sfinții Apostoli sunt martorii noștri la judecate pentru că lor le-a spus Hristos așa: bucurați-vă că numele voastre s-a scris în Cartea Vieții, iar atunci când voi veni în slavă cu Sfinții Îngeri și voi sta pe tron de judecată, să vor spune 12 scaune și cei 12 apostoli vor judeca cele 12 seminții ale lui Israel, iar Sfinții vor judeca lumea. De ce nu apostolii ne judecă, ci sunt numai martori ai judecății? Pentru că ei provin din poporul evreu și judecă poporul mozaic. Iar Sfinții care au păstrat învățătura Sfinților Apostoli sunt cei care ne vor judeca pe noi, că sunt martori Evangheliei Darului, timpul care l-am trăit noi prin învierea lui Hristos, prin moartea Lui, prin jertfa Lui și Euharistia. Cea mai mare minune este întruparea Mântuitorului, cea mai mare minune este nașterea Lui și cea mai mare minune este Euharistia Lui care ne-a lăsat-o. Și va zice cineva, păi părinte, aia e cea mai mare, aia e cea mai mare, aia e cea mai mare. Da, cel mai mare este Tatăl, cel mai mare este Fiul, cel mai mare e Duhul Sfânt. Deci așa cum ele lucrează unite și neamestecate, în care se desfășoară dragostea Tatălui, lucrarea Fiului și sfințenia Duhului Sfânt, așa se desăvârșește în lume întruparea din Fecioară prin cuvânt, nașterea din Fecioară într-o Feciorie și Euharistia, transformarea. Pentru că peste toate și cea mai mare, știți care este? Învierea. În Hristos mor, în Adam toți mor, în Hristos toți înviază. Și de ce v-am spus lucrul acesta? Ca cinste și pildă, biserica a rânduit ca acești Sfinți Apostoli să poarte hramurile bisericilor și foarte mulți creștini să poarte numele Sfinților Apostoli. Deci Petru, Pavel, Petronela, Petrică, Paul și așa mai departe, orice derivate de acest nume, vin din Petru și din Pavel și nu fac altceva decât să fie mărturie că numele acestor apostoli a rămas împământenit și bine semănat în adâncul inimii noastre și noi purtăm numele acestea creștine, având protectori pe acești sfinți apostoli. Ce aș putea să vă mai spun? Și noi trebuie să fim permanent apostoli și purtăm de la ei trei lucruri. Răbdarea în ispite, mărturisirea dreptei credințe prin ducerea acasă a cuvântului luat de la biserică sau dintr-o carte de rugăciuni sau dintr-o carte de duhovnicească pe care o citim și apoi prin, ca familie, prin educarea copiilor noștri care duc mai departe această credință. Ați văzut că în general se pune accent pe activitatea prozelită. Biserica nu poate face activitate prozelită. N-ai voie să bați la bloc, n-ai voie să alergi după om, să-l tragi de mână, să-i spui, vai, vină la ortodox, că e frumos, că e urmă, sau nu știu ce. Nu. Evanghelia se propovăduiește în biserică, omul intră, ascultă, îi intră în ureche, îl atinge la inimă, vine și îl caută pe Dumnezeu, îl caută pe duhovnic, îl caută pe preot, îl caută pe Hristos și atunci s-a mântuit și el și familia lui. Și aceasta se va face cât va dăinui lumea, pentru că așa au spus și Sfinții Marei Biserici. Unde este Hristos, acolo e și biserica. Unde este episcopul, acolo e și biserica. Și unde este episcopul și biserica, acolo e și Hristos. Afară de biserică nu există mântuire. Deci noi avem și alt fel de apostoli, avem Biserica Apostolică Iehovistă, avem Biserica Apostolică Evangheliștilor, avem Biserica Apostolică Baptistă, avem Penticostale, avem Adventiști de ziua 7, deci toate sunt biserici apostolice. Numai că spre deosebire de cei 12 Sfinți Apostoli, nu au un reprezentant. Noi suntem Biserica Apostolică Ortodoxă. Dar ei nu au un reprezentant în jurul Mântuitorului. Niciunul din cei 12 apostoli n-a fost vreunul baptist,
penticostal, iehovist sau adventist. Asta nu spunem ca să lovim în cei de alt cult, ci ca să-i facem să înțeleagă că au pierdut reperul istoric în punctul în care n-au în ce să ancora. O casă care nu o faci pe temelie, ori putrezăște talpa și să năruie, ori vine vântul și apa și o poate strica. Dar cel ce pune casa pe piatra cea tare, pe stâncă, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica, deci aceea nu se va birui în veacul veacului. De aceea și spune, porțile iadului nu vor birui biserica în veacul veacului. Ce trebuie să mai știm noi de la apostol? Trebuie să știm statornicia cu care au păstrat dreapta credință și aici trebuie făcut un singur apel și noi, ortodoxii, trebuie să ne străduim, să înlocuim mai mult tradițiile și simboalele cu simbolurile și tradiția. Adică tradiția este dinamică și aparține Sfintei Scripturi cu mărturie în Sfânta Scriptură, iar tradițiile nu sunt dinamice, sunt statice și sunt învățate de babe. Căni sparte, perețul unși cu usturoi, ață roșie, să nu te dii ochi, mă rog, obiceiuri din astea populare care au și pe Dumnezeu. Deci te duci la descântător și îți dă apă sfințită. Preotul nu știe să sfințească. Apă face descântătorul. Și nu pupi icoana de acasă sau busuiocul din grindă, ci te duci la vrăjitoare, că am văzut eu, părinte, că avea icoană cu Maica Domnului și busuioc. Și ce, tu n-ai busuioc în grădină, trebuie să mergi la vrăjitoare să-l vezi. Sau aceeași formă de apostolat fals în care dracul râde de noi. Părinte, să știți că am fost la cineva să-mi spună în cărți și m-a trimis la biserică. Aia nu e o virtute că te-a trimis la biserică, aia e un râs să ajungă dracul să-ți spună du-te la biserică. Deci conștiința trebuie să-ți spună hai la biserică. Deci când îți spune vrăjitorul du-te la biserică, trebuie să-ți fie rușine. Aia e mustrarea lui Dumnezeu prin cel rău. De ce? Că a ajuns satana să te învețe să mergi la biserică. Tu trebuie să știi că trebuie să mergi la biserică. Iar când spun simboale, la fel. Obiceiurile acestea populare care le-am învățat noi sunt bune, împodobesc frumusețea ortodoxiei, dar nu țin de dogmă. Dogma-i dogmă. Deci, cum v-am spus, este una cădirea mare, care e simbol și înseamnă una, este una ieșirea cu Sfintele Daruri, care e simbol și înseamnă una, este una ieșirea cu Evanghelia și e simbol și înseamnă una, și este alta tot ce inventăm noi, diferite, cu prilejul nunții, cu prilejul botezului, m-a întrebat într-o zi o doamnă, oare se poate îmbolnăvi copilul dacă atunci când l-am botezat, nașul a dat drumul la un ban de argint în clistelniță? Zic, dar de ce a făcut treaba asta? Păi să fie bogat. E bogat dacă le ducă taxul și măsa și face carte, că dacă nu crește derbedeu. Deci nu că l-a muiat nașul în banul de argint în clistelniță. Deci sunt obiceiuri strict populare care nu ajută și nu țin de nimic. Și de ce v-am spus toate lucrurile astea? Apostolilor li se datorează păstrarea corectă a învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos, așa cum a fost preluată, auzită și văzută cu urechile și cu ochii lor și povestită cu gura lor direct de la sursă. În încheiere vă spun doar un singur lucru. Sănătate și bucurie și împlinire duhovnicească celor ce poartă numele de Petru sau Pavel și derivate feminine, dar în același timp răspuns bun la înfricoșata judecată și cealaltă vreme veții noastre, în pace și o împocăință, am săvârșit la Domnul să cerem. Amin.